șeful Poliției Capitalei și-a înaintat demisia, doi șefi ai Brigăzii de Poliție Rutieră și-au înaintat demisia, un adjunct al șefului Inspectoratului General al Poliției și poate cu el ar fi trebuit să începem, și-a înaintat demisia, pentru că la vremea respectivă el era șeful Poliției Capitalei care a fost sesizat potrivit acestui document și aici vinovățiile curg de la acești oameni care și-au dat demisia, adjunct al șefului IGP, șeful Poliției Capitalei, doi șefi de la Brigada de Poliție Rutieră, până la polițiștii de la secția 18 care au investigat acest caz și șefii pedofilului de la Brigada de Poliție Rutieră.